Bun găsit, Ana! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Analizând pe segmente, putem observa că piața mașinilor noi a scăzut începând cu anul 2008 și își continuă o panta descendentă și în 2013. August a fost cea mai bună lună a anului trecut, când s-au înregistrat 6300 de tranzacții. Totodată au existat trei luni în care vânzările au fost sub 4.000 de unități. Per total, piața a avut o evoluție ștearsă întreg anul, posibilele explicații pentru acest fenomen fiind puterea scăzută de cumpărare, demararea programului Rabla abia în luna iunie și faptul că mai mult de 75% dintre mașini au fost achiziționate de instituții și companii. În matriculările de mașini second-hand din import au crescut cu peste 47.000 de unități, totalul de 221.000 fiind de 4 ori peste valoarea pieței mașinilor noi. Cifrele au fost de asemenea în primele 10 luni ale anului peste valorile din 2012, în iulie ajungând să fie chiar cu 70% mai mari. În primele 3 luni, importul de mașini second-hand în țară a crescut cel mai probabil ca o măsură de precauție privind efectele noului timbru de mediu, neștiindu-se ce schimbări nefaste ar putea aduce. Efectele timpului de mediu se văd cel mai bine la reînmatriculări. Dacă în anul 2012 în nicio lună nu au fost mai puțin de 20.000 de tranzacții, în 2013 doar într-o singură lună a fost trecut acest prag. Tranzacțiile cu mașinile second-hand pe plan intern au fost afectate puternic și au scăzut de la 356.000 în 2012 la 250.000 anul trecut. Evoluție negativă ce anihilează creșterea cu câteva zeci de mii a importurilor second-hand. Acestea au fost informațiile, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!